1 Samuel, capitolul 2, versetul 30. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Spusesem că și casa ta și casa Tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Amin reașezați-vă. Îi mulțumesc Domnului că ne-a mai îngăduit o ocazie să ne mai vedem. După socotelele mele au trecut mai bine de 2 ani jumate decât am fost la dumneavoastră, timp în care Dumnezeu a avut grijă și de noi și de voi și ne vedem în viață. Așa spun o cântare că Tu ne hrănești din an în an, în grija Ta suntem. Întreba la un moment dat înțeleptul în cartea lui Iov, cine i-a dat lumea în grijă a Domnului? Pentru că adevărul este că Dumnezeu are grijă de toate. Aici e Biblia că Dumnezeu nu lasă nici măcar o rândunică să moară de foame. Poartă de grijă întregii creații. Acum noi care suntem cap de familie știm cât este de greu să ai grijă de o familie, mai ales dacă este mai numeroasă. Să ai grijă să aibă fiecare hrană, să aibă fiecare încălțăminte, să aibă uh, îmbrăcăminte, să-i pătești cheltuiele, să-i asiguri tot confortul, să-i uh, asiguri dacă poți, în măsura în care poți, un viitor, să-L ajuți în problemele cu care se confruntă. Dar gândiți-vă la Dumnezeu, că El are grijă de șapte miliarde și ceva de oameni și mai puneți încă alte miliarde de viețuitoare și de toate poartă de grijă zi de zi, an după an, binecuvântat să fie numele Domnului. După ce primisem invitația de a veni la dumneavoastră, am început să mă gândesc despre ce să vorbesc în seara aceasta și mi-am propus să vorbesc despre ceva din Eclesiastul, dar având în vedere schimbările uh, care au avut loc, -au în mod deosebit războiul din Ucraina, M-am văzut silit, cum zice Iuda, să vorbesc despre altceva. Așa că doresc în seara aceasta să vă încurajez în această vreme grea, cu temeri, cu frici, cine ne poate garanta că lucrurile se vor încheia frumos, oricând lucrurile pot să escaladeze, să uh, iasă din făgașul pe care îl vedem acum, uh, chiar dacă vor să ne dea garanții NATO sau alte puteri. Din lumea noastră, singurul care ne poate garanta pacea e Dumnezeu. De aceea vreau să vă încurajez și mesajul din această seară să-l luăm ca și o făgăduință din partea Domnului. Așa cum am citit-o aici în versetul 30, Dumnezeu se angajează și spune Voi cinsti pe cine mă cinstește. Mă aduc aminte că a fost un, un gânditor în istoria noastră care a fost probabil printre primii care au făcut o observație remarcabilă. Atunci când moartea începe să-și înfingă colții în omenire, fie din cauza vremilor de război, pentru că omenirea a trăit multe războaie, a trăit cu prin multe războaie, nu mă refer doar la cele două războaie mondiale din secolul trecut, ci mă refer la războaiele de când a existat omul pe pământ, au fost multe, multe războaie. Fie din cauza foametei, pentru că omenirea a trăit perioade de foamete, în care mulți oameni au murit, fie că a fost vorba de ciumi, de pandemii, și au măturat o grămadă oamenii de pe planetă, în toate aceste perioade, surprinzător și contrar așteptărilor, viața a explodat. Generația de după al doilea război mondial este numită generația exploziei, a bumului. Viața a triumfat. De ce? În perioada când e foamete, când e pandemie, când mor oameni de ciumă, în loc să scadă populația, crește. Când e război, în loc să scadă, crește. Este cineva la cărmă care are grijă de viață. Este centrul atenției lui Dumnezeu viața. Și vreau să vă încurajez încă o dată să știți că nimic nu se întâmplă pe pământul acesta fără ca Dumnezeu să știe. Dacă citim Cartea Apocalipsa, ceea ce răzbate în mod deosebit din Cartea Apocalipsei, și vreau să vă atrag atenția asupra acestor versete din Apocalipsa și din Profetul Daniel, mereu se repetă expresia I s-a dat. Am văzut o fiară și I s-a dat. Cine i-a dat? I s-a dat putere să iei pacea de pe pământ, i s-a dat putere să facă război cu sfinții să-i biruiască, s-a dat putere să dea suflare icoanei ei și icoana să facă minuni. I s-a dat. Cine i-a dat? Este cineva care are putere să dea și să ia. Ce a spus Domnul în fața lui Pilat? N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Să știți că tot ce se întâmplă este mai întâi dat de sus, sau cum spune în profetul Daniel, e ce hotărârea aceasta a fost luată mai întâi în sfatul străjerilor în ceruri și apoi au fost delegați îngerii ca să ducă la îndeplinire. Cu această încredere trebuie să pășim prin momentele acestea de, de teamă, de frică, de îngrijorare, de nesiguranță, să știm că ce se întâmplă pe pământ e doar ceea ce a fost dat de sus. Adică duc aminte că ne povestea fratele Iosif că în perioada în care era campania electorală în America între, și urma să se voteze între Trump și Biden, frații cu care era el odată la părtășie au zis hai să ne rugăm Domnului să fie reales Trump. La care fratele Iosif zice, dar ce credeți că voi puteți opri ceasul lui Dumnezeu? Dacă a venit vremea că Domnul ce stop, de acum începe să se desfășoare aceste evenimente? Zice Biblia că erau niște îngeri în Apocalipsa care erau ținuți pentru ceasul, pentru ziua, pentru luna și pentru anul acela cu un mandat special. Când a venit ceasul, ora și ziua respectivă, cine credeți că se mai poate opune? Să avem încredere, deci încă o dată, că Dumnezeu este Cel care dă putere, Dumnezeu este Cel care acceptă și hotărăște ca anumite evenimente să aibă loc, și nimeni și nim niciodată nu poate să treacă peste cea a hotărât Dumnezeu. Spune în Evanghelie și probabil că astăzi ar trebui să ne legăm de aceste uh, sfaturi ale Mântuitorului, zicea Domnul Evreilor, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă. Adică înseamnă că fuga noastră, dacă va fi să fugim și dacă va trebui și noi să pribegim cum pribegeți acum, frații noștri din Ucraina, înseamnă că această fugă nu are loc datorită unor hotărâri de la Moscova, de la Bruxelles sau de la Washington, ci este altcineva care hotărăște cine fuge și când fuge. Și să ne rugăm, zicea Domnul, ca Dumnezeu să nu ne îngăduie să fugim iarna. Totodată avem făgăduința în evanghelic că vremurile acelea vor fi scurtate din pricina celor aleși, că Dumnezeu nu va îngădui mai mult decât pot duce cei care vor fi să treacă prin aceste evenimente profețite în Cartea Apocalipsa. Cu aceste gânduri vreau să ne oprim la textul care l-am citit, la acest verset, pentru că versetul acesta, deși a fost dat ca o amenințare, ca o pediapsă pentru casa lui Eli, în el se ascunde și o făgăduință. Și ce mult face să ai o promisiune? Dacă vorbeam de, de faptul că Dumnezeu conduce tot pământul acesta și suntem convinși că nimeni nu poate să-i stea împotrivă, întreabă pa, Apostolul Pavel cine poate să-l întreabă pe Dumnezeu ce faci? Sau de ce faci așa? Cine ar avea curajul să stea împotriva lui Dumnezeu? Spune, nu faci bine. Așa ar trebui să faci. Și dacă cineva chiar ar avea curajul, l-ar băga Dumnezeu în seamă? Știm că toate depinde de Dumnezeu. Și că nimic nu poate să-l împiedice pe Dumnezeu să-și împlinească planurile și gândurile. De aceea, vreau să spun că cel mai important lucru în momentele astea de, de îngrijorare, de frică, de teamă, de instabilitate, este să ai din partea acestui Dumnezeu o promisiune. Să-ți facă Dumnezeu o făgăduință. Sunt făgăduințe pe care Dumnezeu le-a făcut particular oamenilor. Le-a promis unora ceva altora altceva și noi avem promisiunile noastre particulare? Dar există promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut general tuturor celor ce se încadrează în condițiile, în clauzele acelei promisiuni. Una dintre aceste promisiuni este deschisă aici în cartea lui Samuel. Eu mi-am legat de câțiva ani inima de această făgăduință. Spune aici Domnul, voi cinsti pe cine mă cinstește. Ceea ce va urma să ți se întâmple în viață depinde, zice Domnul, de cum te porți față de mine. Dacă mă cinstești pe mine, îți promit că o să te cinstesc și eu pe tine. Dacă nu mă cinstești pe mine, poți să cinstești orice altceva, poți să faci cu eforturile tale, depinde de, de vremea în care trăiești economic, uh, uh, Poți să te descurci foarte bine în funcție de talentele, potențialul pe care l-ai, poți să ajungi sus. Dar o să vină vremea când o să gusti disprețul. Pentru că zice mai departe, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. E foarte important să ai o promisiune din partea Domnului, să te legi de o făgăduință. Totodată am sesizat în relația cu Domnul că Dumnezeu nu rostește repede o promisiune. Noi suntem ființe presat de timp. Dumnezeu nu este presat de, de timp. I-a zis Dumnezeu lui Moise după ce s-a chinuit ani de zile din Avram, din Isaac, din Iacov, să scoată o sămânță de urmași. A lucrat cu ei, a format, a mulțit poporul acesta în Egipt, a făcut din ei o mulțime de oameni. Zice, ce a zis lui Moise, dă-te la o parte, îi șterg pe toți și începe misteria de la început. Și din tine fac un alt popor. El nu-i presat de timp ca noi. Întotdeauna când Domnul vrea să rostească un cuvânt, atât când e vorba să lepe de pe cineva și să-l pedepsească, să știți că Dumnezeu nu se grăbește. Zice în Scriptură că Dumnezeu nu leapă de repede pe cineva. Și la fel, nici nu binecuvintează repede pe cineva. Cine vrea să îmbogățească repede, poate găsi alte mijloace în lume. Dar să nu te aștepți cu Dumnezeu că face afaceri așa peste noapte, azi îi promit ceva lui Dumnezeu și mâine Dumnezeu mă face miliardar. Nu, nu, nu. Domnul a ținut pe Avram 25 de ani, până a ajuns la 100 de ani, bătrân, neputincios ca să-i dea un copil. Parcă împingând în mod voit spre disperare credința lui Avram. Dumnezeu nu se grăbește. Nu se grăbește nici când pedepsește, nu se grăbește nici când binecuvintează. Ce din potrivă zice Biblia că cuvintele Domnului sunt încercate într-un cuptor de șapte ori. Eu cred că Dumnezeu se uite la fiecare dintre noi, indiferent unde te afli în seara aceasta, și vrea să ne binecuvinteze. Pentru că Dumnezeu este bun, se gândește la bine. Vrea să ne dea un viitor și o nădejde, cum zice Nisaia. Dumnezeu vrea să ne facă bine. Și, de exemplu, să zic, se gândește la un tânăr. și zice, vreau pe băiatul ăsta să fac din el un om deosebit să-i dau o familie, vreau să-i dau un viitor, uite și ce planul are. Zicea David în psalmi, Domnul se gândește la mine. Sau spunem în psalmul 8, când privesc cerurile, luna și stele pe care le-ai făcut tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului să-l bagi în seamă. Aici când este vorba de om, nu se referă numai la anumiți oameni din lume, că Dumnezeu se gândește la anumiți oameni. Nu. Dumnezeu se gândește, eu cred că Dumnezeu se gândește, care timp. La el nu trec uh, 60 de minute într-o oră. El are o veșnicie într-o oră. El e dispus într-o oră să asculte pe fiecare muritor de pe Pământul acesta dacă se roagă. El poate să-mi dea o oră mie întreagă când mă rog, și în același timp, în aceeași oră, poate să-i dea încă o oră altuia și încă o oră altuia și încă o oră altuia. La Dumnezeu timpul nu este concentrat așa ca la noi. Dumnezeu din nimic a făcut pământul. Din nimic Dumnezeu dintr-o secundă poate să-și ia un miliard de ani, dacă vrea. La el nu trece timpul ca la noi. Și Dumnezeu se gândește la fiecare. Eu am această convingere că Dumnezeu se gândește la fiecare om de pe planeta asta. Îi pasă și îl bagă în seamă. Și când strigă, zice Biblia, un înorcit, Domnul aude. Dar, Doamne, da, ai atâția îngeri care vorbesc cu tine, atâția creștini care se roagă, mai au și pun un care strigă, da, l-aud. Noi îl încurcăm pe Dumnezeu atâtea informații care timp să ne dea la fiecare. Se gândește la fiecare dintre noi și zice, uite, asta vreau eu să fac. Dar Biblia spune că Dumnezeu înainte să-ți cu vreun cuvânt, pentru că în momentul în care a rostit o binecuvântare, asta l angajează pe Dumnezeu pe parcursul întregii vieți a acelui om. Dumnezeu, lui Dumnezeu, după ce a rostit un cuvânt, nu-i mai pare rău de darul și de chemarea pe care a făcut-o. El nu și le mai ia înapoi. Sunt irevocabile, zice Apostolul Pavel. Când Dumnezeu a chemat pe un om, de exemplu, să fie proroc, e atunci un dar, chiar dacă omul ăla a căzut, a devenit ghicitor, a devenit vrăjitor, a devenit altceva, dar îl a rămas cu chemarea Dumnezeu, nu-și mai ia cuvintele înapoi. Dumnezeu se gândește la tine, dar înainte să rostească cuvântul, trece prin probe. Hai să văd. Pot să fac asta? Avem un exemplu în scriptură, dureros, în Saul, regele lui Israel, primul rege, zice în 1 Samuel, în capitolul 13, Samuel îi spune după ce Saul a încălcat termenul de așteptare, cele șapte zile în care trebuia să stea până ce venea Samuel, și Saul zice Biblia că a luat el hotărârea să aducă Jerfa, pentru că Samuel întârzia. Vesetul 13, 1 sau 13, vesetul 13. Și a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul, aici mă face să tresar când citesc cuvintele astea, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Adică Dumnezeu ar fi fost în stare să-i spună lui, Sam, lui, Saul ce a spus lui David mai târziu. De acum înainte, cât vor ținea viacurile tu, copiii tăi și toată Fiii și nepoții și străinii nepoții tăi vor domni peste Israel. Până când va veni Mesia, care tot din tine va veni. Domnul ar fi vrut să facă asta din Saul. Dar acum, n-ai trecut proba. Eu nu știu la câte aprobă ești tu. Dar eu știu că Dumnezeul nostru se gândește la fiecare dintre noi, vrea să ne binecuvinteze și să testează cuvintele. Se poate că asta să fie, poate că acum să fie ultima probă pe care o urmează să o treci. Aici la Saul se pare că era ultima. Așa de Samuel. Dacă n-ai fi făcut asta și ai fi avut răbdare după mine, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Eu le-am numit astea cuvinte, cuvinte în așteptare, cuvinte pe drum. Dumnezeu are o, o, o de cuvinte pe care urmează să le rostească doar dacă trecem toate probele, toate testele pe care ne le îngăduie Dumnezeu. Și vreau să știți că ultimele teste, în general, sunt cele mai grele. Dumnezeu ne lasă uneori până la margine. Gândiți-vă că în cazul lui, Samuel, lui Saul, lucrurile erau foarte, foarte critice. Poporul se depărta de el. Vrăjmașii erau aproape, veneau peste el. Era Samuel nu venea. Ne-am înțeles să vin seara asta și Samuel nu venea. Și -ntârzia, și întârzia, și întârzia. Și se pare că Dumnezeu, în mod voit, i-a pus piedici lui Samuel să ajungă la, la timpul hotărât, tocmai ca să-l încerce. Sau. Ultimele probe și să știți că diavolul are cea mai mare bucurie să te învingă înainte de linia de final. Asta este cea mai mare plăcere a diavolului. Să reușească să te învingă chiar înainte să fi trecut pragul de câștigător. Acolo e războiul și bătălia cea mai mare. Domnul să ne ajute să biruim, să rămânem în picioare, cum zice Apostolul Pavel, după ce vom fi biruit totul. Așadar, să ne legăm de aceste promisiuni ale Domnului. M-am oprit la această promisiune. Mai sunt și alte promisiuni din Sfânta Scriptură care îl angajează pe Dumnezeu față de toți cei care îndeplinesc condițiile spuse acolo. De exemplu, în psalmul 126 se spune cei ce seamănă plângând se vor întoarce cu cântări de veselie. Își vor strânge cu bucurie snopii. Asta e o făgăduință divină. Astăzi plângi și semen cu greutate, într-o zi vei culege cu bucurie. Domnul a spus în Evanghelie, oricine se înalță, va fi smerit. Oricine se smerește, va fi înălțat. Sunt promisiuni și făgăduințe pe care Dumnezeu le-a pus în mod general. Și astăzi în seara aceasta vă pun una înainte. Voi cinsti pe cine mă cinstește. Nu știu cu ce uh, armament mergeți înainte în săptămâna care vine, dar mai luați și pe asta. Eu iau făgăduința aceasta și mi-a lipesc inima de, de aceste cuvinte și știu că pe Dumnezeu nimic nu-l poate împiedica să dea cinste celui care îl cinstește pe el. Și că la urma urmei, tot ce mi se întâmplă sau ni se va întâmpla în viață, Depinde de relația pe care avem cu acest stăpânitor a tot puternic, binecuvântat să fie numele. Vreau să vă spun că Dumnezeu pretinde și o pretinde în mod drept și vrednic, pretinde cinstea. Întreabă domnul Maleahi la un moment dat, zice, dacă sunt uh, tată, unde e cinstea care trebuie să îmi dați? Sau, uh, spunea domnul în Evanghelie, că cistea pe care o dădeau iudeii era doar o formalitate. Voi mă cistiți doar cu buzele, dar cu inima sunteți departe de mine. Era nemulțumit Domnul pentru că nu primea cinstea care se cuvenea. La o dată Domnul Iisus Hristos în Evanghelie spunea, atunci când a fost vorba de baru, banul roman și despre birul cezarului, dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și dați cezarului ce este al cezarului în roman, în epistola către roman, zice Apostolul Pavel, cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. Vă întreb eu cine merită cinstea, cui datorăm cinstea mai mult decât lui Dumnezeu? Cine este mai vrednic de cinste decât Dumnezeu? Dacă dăm cinste autorităților, dacă dăm cinste părinților, oamenilor, persoanelor în vârstă, celor care au realizat ceva, profesorul și așa mai departe, cu atât mai mult, trebuie să dăm cinste lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, și vreau să zăbovim în cele ce urmează, asupra unei întrebări. Cum îl cinstim pe Dumnezeu? Ce înseamnă să îl cinstesc pe Dumnezeu? De unde știu că eu îl cinstesc pe Dumnezeu? Pentru că Domnul a zis de cei din vremea Lui că numai din buze îl cinstesc. Dar inima nu. Nu oferea. Știți, e ca și uh, un om care face plăcăciune sau... Uh, respectă pe cineva de ochi lumii, dar în inima lui și în mediul lui, îl disprețuiește și îl bazjocorește. Dumnezeu nu se bucură de astfel de cinste și nu pe acești oameni îi va cinsti. Pe cei care de formă ă, arată o cinste la adresa lui Dumnezeu, dar care nu îl cinstesc cu adevărat. Cum îl cinstim pe Dumnezeu? Și mă să mă opresc în seara aceasta la trei domenii în care se vede cinstea pe care o dai lui Dumnezeu. În primul rând, a cinsti pe Dumnezeu înseamnă să-l consulți în toate deciziile vieții. Ai cere sfatul. Asta de vorbă cu el. Zice Solomon în Proverbe: Nu te socoti singur, înțelept. Teme-te de Domnul și asculte de poruncile Lui. Adică, în fața situațiilor pe care le întâlnești în viață, poți să mergi cum te duce capul. Sau poți să zici, Doamne. Eu știu așa de puține. Eu văd așa de, 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 aproape. Tu care vezi peste viacuri, peste ani, care știi ce-i bine și ce-i rău mai bine decât bine, sfătuiește-mă, te rog. Arată-mi ce cale să apuc. Vă aduceți aminte că la un moment dat Moise, crescuse în Egipt, da? era educat, era un bun strateg militar pentru că crescuse la casa lui Faraon. Când a ajuns în pustie cu evreii, a făcut o rugăciune Domnului și a zis, Doamne, dacă nu vii tu cu noi, eu de aici nu plec. Fă ce vrei, dar eu nu plec fără tine. Dar nu știi, Moise, ce trebuie să faci? Nu știi drumul spre Canaan? N-ai sute de mii de oameni capabili de luptă? Dacă nu vii tu, Doamne, eu nu mă duc. Al cinsti pe Dumnezeu înseamnă să-L consult, să-L întreb, să-I ceri sfatul. De unde știi tu ce va fi mâine, poimine. Povestea nu mult o familie că au primit o locuință din Anele, un bloc undeva într-un oraș din țară, și spunea ei, noi ne-am fi dorit foarte mult într-un alt bloc, o altă poziție pe care noi o râvneam foarte mult, avea o vedere foarte faină și am fost nemulțumiți. Și noi stați și știți că o să vedeți peste ani că așa e bine. Și în anul care a urmat, în fața acelui bloc pe care el râvneau, s-au ridicat o construcție privată, un bloc foarte mare, aproape, nu mai vedea nimic decât betonul față. Și când colo la noi, zice, am învățat că poziția aceea, într-adevăr, ne-a fost mult mai favorabilă. Ce știi tu ce se va întâmpla mâine și pe mine? Da peste una, da peste doi. Cine știe care va fi mers economie, a politicilor? Ce se va întâmpla? Consultă-L pe Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cinstești. Să stai de vorbă cu el. Zice Biblia despre Saul că una dintre greșelile pe care a fost le-a făcut a fost că n-a întrebat pe Domnul, a întrebat pe cei ce chemau morții. În prima carte a împăraților mi se spune despre faptul că Adonea s-a declarat împărat și a chemat pe niște slujitori ai împăratului David și s-a autodeclarat împărat. Dar zice în versetul 26... Dar nu m-a poftit nici pe mine, adică pe prorocul Natan, nici pe preotul Zadoc, nici pe Benaia, fiul lui Iohoiada, nici pe robul tău, Solomon. Adică nu ne-au cinstit. Nu ne-au chemat la această părță. Și la fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Știi că poți să ne cinstești pe Dumnezeu când nu-L întrebi? Cei ce mă cinstesc vor fi cinstiți. Voi cinsti pe cei ce mă cinstesc dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Una dintre formele în care îl poți disprețui pe Dumnezeu este să nu-l bage seama. Să nu-l întrebi. Mergi la el numai când ai probleme. În rest, îți vezi de viața ta, de capul tău. O duci cum vrei tu. Să ne ajute Domnul și în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu nu ne vrea brăul, ne dorește binele, e gata să ne răspundă la întrebări. Mă miră pe mine aroganța teologilor, unor chiar a predicatelor, care în vremea aceasta sau în vremea care a trecut își dau tot felul de păreri teologice despre Apocalipsa, despre evenimente, despre mersul lucrurilor, de parcă ei au stat de vorbă cu Dumnezeu, cum o să decurgă lucrurile. E ce Biblia despre Daniel? Că după ce a avut vedenile despre sfârșitul lumii, cu fiarele, și Biblia că a stat și s-a rugat. Și nu știam ce să zic. Dar nu putea, Daniel era foarte înțelept, mai înțelept decât toți înțelepții din Babilon. I-a tâlcuit visele împăratului, era un om. Nu putea să înceapă să se de el cu părerea. Ce înseamnă fiara aia, ce înseamnă aia? Nu. A stat smerit până când a venit îngerul și a zis ce cu tine? Și Daniel a zis tâlcuiește-mi cuvintele astea. Eu nu le înțeleg. Cât aroganță este în exprimările noastre, cum ne dăm cu părerea, Dragii mei, al cinstit pe Dumnezeu înseamnă să vorbești atunci când s-a zis Domnul să vorbești. Să taci când El îți spune să taci. Câți proroci nu vorbesc sub influența vremii în care trăim noi și dau tot felul de, de, de lucruri, cum, cum zicea Domnul în profet, vedeni din mintea lor și cuvinte, din inima lor. Cinstea pe care o dai lui Dumnezeu se vede foarte bine în relația pe care o ai cu el. Rugăciunea este o formă în care îl cinstești pe Dumnezeu. Niciodată nu ridici pe Dumnezeu mai sus decât atunci când tu te pleci pe genunchi. Pentru că, indiferent cât de maturi am ajuns noi, tot ca și copiii se trebuie. Știți cum sunt copii? Se urcă pe scaun băiețelul meu și citate sunt mai mare ca tine. El ne măsoară în comparativ cu nivelul ochilor săi. Și noi de multe ori îl măsurăm pe Dumnezeu cu nivelul ochilor noștri. Când ne coborâm, atunci îi dăm cinste Domnului. Când ne rugăm. Și știți ce se întâmplă? Este un principiu în fizică numit principiul vaselor comunicante. Oamenii îl folosesc deseori, probabil chiar dacă nu știu că el există și e definit în știință. Dacă, de exemplu, avem două vase care comunică printre ele printr-un furtun, printr-o formă de comunicare nivelul lichidului din orice fel de lichid ar fi, că e ulei, că e apă, că e benzină, motorină și așa mai departe, Lich nivelul lichidelor în celor două vase va fi același. Știți că în construcție se ia nivelul când încă nu aveam laserul și era cea mai bună și performantă metodă în care găseam nivelul uh, la două zone diferite. Știți ce se întâmplă însă? Dacă gândiți-vă la că avem două vase aici, dacă pe unul dintre ele cobor. Și ce se întâmplă? Nivelul crește. Celălalt, dacă îl ridici, se golește. N-a zis Mântuitorul că cine se înalță va fi zmerit, iar cine se coboară va fi înălțat? Cine se coboară se umple, cine se ridică se zgolește. Cine el cinstește pe Dumnezeu își arată asta în relația pe care o are cu Domnul rugăciune. Domnul să, să ne ajute să înțelegem și să ne zmerim, cum s-a spus și mai devreme, mai mult înaintea Domnului, în această vreme, pentru că merită cinstea și doar răspunsurile care vin de la Domnul sunt vrednice de luate în considerare. A doua formă în care îl cinstește un om pe Dumnezeu, și unde pot să mă verific, să-mi fac un test, uh, E o mare binecuvântare să ți se ofere posibilitatea să te testezi înainte de un examen. Știți că sunt simulări acum la examene. E, e un har pe care ne-l dă Dumnezeu să ne dăm noi singură o notă. Să vedem unde suntem înainte de proba, proba reală. Să fie seara asta o seară în care să putem să vedem ce notă am luat. Cum stăm în relația noastră cu Dumnezeu? Dacă îl cinstim pe Dumnezeu sau nu-l cinsti. A doua formă în care cineva îl poate cinsti pe Domnul, citeți din Epistola Apostolului Pavel către Roman, capitolul uh, 2, versetul uh, 23. Zice aici, tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Adică, Cine încalcă legea, zice apostolul, îl ne cinstește pe Dumnezeu. Înseamnă că cine păzește legea, îl cinstește pe Dumnezeu, pădedătorul pe ei. A doua formă în care îți arăți cinstea față de Dumnezeu e măsura în care îi păzești cuvintele. Cât de mult ții la legile și la poruncile Domnului. Cât de mult le păzești. Ce preț au ele pentru tine? Spune în psalmul 119, este abundă acest psalm în, în angajamente, în afirmații de genul Țin calea ta, țin poruncile tale, nu mă depărtez de legea ta, respect cuvântul tău. Îl cinstește pe Dumnezeu acela care păzește cuvântul său. Avem în psalmul 119, cum ziceam, un, un angajament zice vesetul 4, Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, o de ar ținti căile mele la păzirea orânduilor tale. Și acest salmis, probabil Ezra, la un moment dat spune el, jur și mă voi ținea de jurământ, că voi păzi legile tale cele drepte. Ce frumos este spus despre Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ambotezătorul. Deci e Biblia că țineau fără pată toate legile, toate rândurile și toate poruncile Domnului. Asta înseamnă să-L cinstești pe Domnul. Să ții fără pată toate poruncile Domnului. Sau cum zicea Iov, să nu îmi poată găsi conștiința mea vreo... Deci el nu mă mustră cugetul pentru niciuna din zilele vieții mele. Sau îmi va rămâne această mângâiere în toate necazurile și loviturile cu care mă lovește Domnul, zicea el, că niciodată n-am călcat poruncile Domnului. ați vă la Iov, Daniel, Zaria și Elisabeta, oamenii pleniți, oameni care au păzit poruncile Domnului. Cum stăm la capitolul ăsta? Vă ajuns aminte de tânărul bogat. A venit la Domnul și zice, Domnule, vreau să moștenesc viața zi. Ce să fac? Păzește poruncile. Cum stăm cu poruncile Domnului? Nu poți să zici că îl cinstești pe Dumnezeu dacă ai încălcat poruncile. Zicea Domnul în Ezechiel, în capitolul 20, versetul 24 și 25, să vedeți ce să dă Domnul celui care, nu, care încalcă poruncile. Pentru că n-au împlinit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele și au pângărit sabatele mele și au întors ochii spre idolii părinților lor, zice, le-am dat legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Foarte mulți teologi, sau predicat, nu pot să zic teologi, uh, interpretează aceste cuvinte ca făcând referire la poruncile Domnului din Exod. Cum, adică, Salmul 119, ce cât de bune sunt poruncile tale, sunt desăvârșite. Nu am nimic de asta, spune că sunt rele. Dacă citești în context, îți dai seama că Domnul zice aici, pentru că n-au păzit poruncile mele și legile mele, le-am dat pe mâna babilonienilor o mers robie. Și acolo au trebuit să se supună și să respecte niște legi date de oameni. Legi care nu erau bune, porunci prin care nu puteau să trăiască. Pentru că n-au respectat poruncile mele și nu le-au iubit, le-am dat eu porunci. Da, merge și păziți poruncile neamurilor. Dragii mei, dintre toate poruncile care s-au dat pe pământul acesta, niciunul nu le egalează pe cel lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat porunci bune și drepte, ferice de cine ce le păzește. E o frumusețe când stai să meditezi, cum zice Ezra, în psalmul special la poruncile Domnului. Când te gândești ce perfectă, din punct de vedere moral, este persoana care le-a dat-o. Le-a dat. De ce de exemplu, în, în Exod, spune Domnul, de exemplu, dacă o femeie roabă, logodită, păcătuiește cu stăpânul ei, să să fie pedepsiți pentru păcat, dar să nu fie condamnată la moarte. În general, pracorvia era pedepsită cu moarte în lege. De ce? Chiar mă întreba cineva. Spus aceeași poruncă, într-un alt fel, este dată tot în levetic. Dacă, de exemplu, doi tineri, o și un bărbat păcătuiesc undeva pe câmp, la fel să fie pedepsiți, dar să nu fie omorâți. De ce? Dacă stai să meditezi, cum zice Ezra, zice, dacă mă scol înaintea străjilor de noapte și îmi deschid ochii să meditez adânc la cuvântul tău, îți dai seama că niciun tribunal din lumea aceasta nu putea să stabilească nici în primul caz, nici în al doilea caz, dacă a fost adulter sau a fost viol. Pentru că în primul caz stăpânul avea autoritatea asupra robilor săi până la el lua viața. În al doilea caz a zis Domnul și a motivat ce fiind distanță de cetate, chiar dacă femeia a fost violată și a strigat, nimeni n-a auzit. De unde poți stabili tu ca om că n-a fost viol? De aceea a zis Domnul, ca nu cumva să se facă vreo nedreptate în tribunalele voastre. Lăsați-mă să pe mine să judec aici. Ce Domnul, nu-i omorâți. Atât de dragă e dreptatea lui Dumnezeu, încât suportă până și păcatele, de dragul să nu se săvârșească vreo nedreptate. Sau cum zice în Evanghelie, atât de drag e lui Dumnezeu grâu, încât a zis, lăsați și neghin acolo. Nu cumva să smulgeți un fil de grâu, lăsați neghin acolo. Vă dați seama, când stăm și medităm la legile Domnului, ne dăm seama ce Dumnezeu mărece, ce perfect, din punct de vedere moral, este autorul acestor legi. Cum poți să-i arăt cinste? Cântându-i, lăudându-l, închinându-mă înaintea lui. Și respectându-i aceste porunci. Cine respectă legea, cestește pe Dumnezeu, cestește pe Cel care le-a dat. Zicem, Salmul la un moment dat zice, Te voi lăuda cu lăuta cu zece coarde. E vrea avea o interpretare foarte frumoasă. lăuta cu zece coarde nu sunt decât cele zece porunci. Cine păzește cele zece porunci, îi cântă de fapt lui Dumnezeu o cântare. E cânt o melodie. Viața ta, dacă respecti poruncile Domnului, este o melodie la adresa lui Dumnezeu. O cântare de laudă. Doamne, ajută -mi. Și în al treilea rând, având în vedere și contextul uh, acesta în care se cere, cum s-a și amintit și era uh, normal, uh, că din și trebuie să fie în acest context în care este mare nevoie de ajutorare, trebuie să fie primii. Deci Pavel prin lui Tit, că ai noști trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Al cinsti pe Dumnezeu înseamnă să folosești toate resursele tale, fizice, materiale, intelectuale, în toate domeniile spre slujirea lui Dumnezeu. Să pui în cinstea și slujba Domnului tot ce ai tu. Asta înseamnă să-L cinstești pe Dumnezeu. Cinstește pe Domnul cu cele din tâi, darul din tot venitul tău, spune în Proverbe 3 cele mai bune lucruri pe care le ai. Tot în proverbe, dacă vreți să urmăriți, zice în proverbe 17 vesetul 5 Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. La fel. Proverbe 14 cu 31 Cine asuprește pe sărac, bat jocul sau necinstește pe ziditorul său. Adică relația pe care o avem cu cei care sunt nevoiași, care au nevoie de ajutorul nostru, Dumnezeu o revendică în dreptul lui. Deci, Domnul, degeaba îmi faceți mie jerfe, degeaba îmi faceți mie rugăciuni lungi. Dacă cu săracii sau cu cei care are nevoie, cu cel mai slab, te porți disprețuitor. Pe mine mă disprețuiești. Doamne, dar noi te cinstim. Cu buzele mă cinstiți. Al cinsti pe Dumnezeu înseamnă să te dăruiești lui Dumnezeu cu toate resursele pe care le ai cu mintea, cu memoria ta. Atenție, băieți, fete! cuidați dați ochii voștri și partea aceea de memorie pe care vă consumă atâtea lucruri nefolositoare de lume? Mă că aminte că eram la începutul slujirii și uh, mai evitam să merg în misiune sau să predic, uh, ne simțindu-mă suficient de pregătit. Și fratele se zicea, „Oi băiete, uh, tu mintea ta, eu dai numai lui Pitagora, lui Tales, lui... Uh, Arhimede, fiind uh, matematician de profesie și știindu-mă uh, zice, dar ce, i-au pentru tine? Sau lui Hristos? Al pe Dumnezeu înseamnă să-i dai toate resursele tale. Câte versete să te-ați învățat pe o săptămână asta, băieți? Niciunul. Să nu spuneți că al pe Dumnezeu. Câți salme ai citit săptămâna asta? Câți pași ai făcut în lucrarea Domnului sau în slujba Domnului? Ai energie, forță. În loc să mergi la sală sau să faci flotări, câte lemne ai crăpat la o familie nevoiașă? Cum îl cinstești pe Dumnezeu folosind resursele pe care mi le-a dat Domnul în slujba lui? nevoile sunt mari, cu atât mai mult acum cu războiul acesta din Ucraina ni se cere implicare și mai mult să pui casa ta la dispoziția Domnului mașina ta la dispoziția Domnului mi-aduc aminte de o predică în tinerețea mea care m-a determinat mult să îmbrățișez un anumit fel de, de, de gândire Deci, Domnul Iisus Hristos în Evanghelie când a ieșit din din Betania și a mers spre Ierusalim și a văzut smochinul acela în care nu era rod pentru el, în viață nu mai mănânce nimeni rod de tine și fratele care predica a dat o interpretare deosebită a celor cuvinte. Deci Biblia că nu era vremea roadelor. De ce a rostit Domnul acele cuvinte? Deci gândiți-vă din ce postură vorbea Domnul. Prin el au fost aduse în existență toate, zice Pavel. Că prin el, din el și pentru el sunt toate lucrurile. Dacă exista smochinul ăla, era pentru că el a făcut. El vorbea în postura de creator, împreună cu tată. Și a zis cam așa, dacă eu care te-am făcut, zice Domnul, care ți-am dat viață și apă să crești și căldură să te dezvolți. Eu nu pot să mănânc mochine de tine când am nevoie. Atunci nu mă are dreptul să mănânce nimeni niciodată. Și întreba frate respectiv, dacă Creatorul ar face același lucru cu toate lucrurile pe care le ai tu, dacă eu nu mă pot folosi de mașina ta când am nevoie să nu se mai folosească nimeni niciodată, dacă eu nu mă pot folosi de casa ta când am nevoie să nu se mai folosească nimeni niciodată, dacă eu nu mă pot folosi de puterea ta, de mintea ta, de energia ta, de banii tăi, când am nevoie să nu mai folosească nimeni niciodată, cum ar fi atunci? Oare cât ne-am uscat și ne-am prăbădit? Alcestii pe Domnul înseamnă să folosești resursele în favoarea împărăției lui Dumnezeu. Mă aduc aminte de exemplu Bisericii Primare și este semnificativă această, această, comparație. Aici e Biblia că Biserica Primară tot ce aveau puneau la oaltă și foloseau după nevoie toți. Nimeni nu zicea că averile sunt ale lui. Ți-ai vândut mașina, ai obținut, să zic, 10.000 de euro și în loc să mergi cu ea acasă să spui de bani ăștia, poți să-mi cumpăr asta, 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 asta. Venea la biserică, duceai la apostol și ce uite, ați am câștigat, folosiți după cum e nevoie. Ai avut o casă, ți-ai vândut-o, ai obținut 100.000, de mii de euro, să zic, și în loc să zici, băi, dacă cumpăr un teren acolo, prețurile evoluează, o să câștigăm, așa, te gândești la faceri, se duci la biserică și spui, mi se pare puțin absurd ce făceau ei. Tot. Știți care era întrebarea? După 30 de ani, după 40 de ani, au văzut răspunsul. După 40 de ani, a venit Titus, a cucerit Ierusalimul, la ras, totul a fost furat, nimic n-a mai Toți au fost despre uh, uh, și-au pierdut dreptul de proprietate, au fost exilați și au rămas fără nimic. Numai bine le-au dat ei și le-au folosit și au să aibă și răsplată. Înțelegeți? Uh, lui, cu Dumnezeu te poți, te poți plasa în două tabere. Fie ești dintre cei care, care Domnul zice, dă-mi. Și te dai de bună voi. Fie dintre cei care spun, nu-ți dau. Și atunci Domnul zice, nu nimic, o să-ți iau eu. Dumnezeu când are nevoie, zice, Biblia nu întrebe pe nimeni. Dar ce, ar trebui Dumnezeu să întreabă, să trebuie pe cineva când vrea să iei ceva? Când i-a luat Dumnezeu lui Iov, bogățiile l-a întrebat pe Iov, Iov, mi le dai? Dar sale lui. Nu mai e, nu mai frumos îi le dai tu câștigi și tu și câștigă și Dumnezeu. În încheiere, vreau să vă spun două lucruri. Când îl cinstești pe Dumnezeu și îi dai cinste Domnului, nu vreau să fie cineva păcălit să creadă că noi mărim cinstea lui Dumnezeu și vai Doamne ce favoare facem noi Domnului că îl cinstim, că îl întrebăm, că îi păzim poruncile, că îi dăm din ale noastre, îl îmbogățim noi pe Dumnezeu că El nu are suficiente. Să nu care cumva să creadă cineva că noi mărim în vreun fel cinstea Domnului. Noi doar eu o recunoaștem. Oricâtă cinste ai dat tu Domnului, tu doar eu o recunoști. Zice Biblia în 1 Samuel, în 1 Timotei, în capitolul 6, despre Dumnezeu. Citesc de la versetul 15 despre venirea Domnului Iisus Hristos care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l nu poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Dumnezeu le are cinstea și puterea. Nu îi le dă nimeni. Și dacă nu l-ar recunoaște nicio faptură de pe pământul acesta, Dumnezeu este cinstit Biblia spune că toată creața tremură înaintea lui. Duhurile cad în leșin. Când Dumnezeu se va scula la sfârșit, zice, va îngrozi pământul. Împărații pământului se dau la o parte din calea lui. Râurile, zice Biblia, că nu mai respecte regulile, încep să curgă înapoi. Creața întreagă îi dă cinste. El o are cinstea. Faptul că tu o dai, te așezi numai tu într-o poziție corectă în raport cu el. Eu o recunoști și o să primești o răsplată pentru asta. Dacă nu o dai, nu pierde. Dumnezeu nu pierde că tu îl disprețuiești. Dumnezeu nu devine cu nimic mai mic și mai disprețuit că tu îl disprețuiești. Ci te așezi tu într-o poziție incorrectă și vrednică de pedeapsă și vei câștiga disprețul Domnului. Și al doilea lucru, în ce formă va cinsti Dumnezeu pe cel care îl cinstește? M-am întrebat și poate vă întreba și voi. Și răspunsul pe care mi l-am dat din Sfânta Scriptură e că Dumnezeu va cinsti în acea formă în care omul are nevoie cel mai mult, în momentul cel mai critic. Și vreau să știți că cea mai par, mare parte a cinstei o păsează Domnul pentru, pentru cu viitor. Acolo ne va cinsti cu adevărat. Când ne va pune să ședem pe scaunul de domnie împreună cu el, ne va cinsti în fața îngerilor. Dar aici, pe pământ, Dumnezeu ne cinstește în forma în care avem nevoie. Adică, Normal că Dumnezeu îți dă răsplata moneda de care tu te poți folosi. Deci e Biblia despre Mardoheu, de exemplu, că a salvat viața împăratului într-un anumit context. Știți că nu i s-a făcut niciun bine pentru asta, nu a fost răsplătit, au trecut, nu știm câtă vreme, dar suficient de mult încât împăratul a uitat. Eu cred că au trecut ani de zile. Nu uiți așa de astăzi, băine, da? În fine, și zice Biblia că a venit un moment foarte critic. Mardoheu era foarte urât de Haman. A doua zi urma ca Haman să ceară dreptul să fie spânzurat Mardoheu. Era pregătit totul. O noapte îi despărțea. Dar în noaptea aceea, e Biblia că împăratul nu a dormit, a doua zi a zis lui Haman, împăratul, când Haman venise să ceară capul lui Mardoheu, cum să mă port cu cineva pe care vreau eu să-l să-l cinstesc. Și știți întâmplarea, și știți că în loc ca Mardoheu în ziua aceea să fie ridicat pe o spânzurătoare, a fost ridicat pe calul împăratului, îmbrăcat în hale împăratului, cu corona pe cap, un el în deget și cu haman în fața calului care striga în mijlocul cetății. Așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. De ce? Atunci avea Mardoheu nevoie de ajutor. Dumnezeu te va cinsti în momentele în care vei avea cea mai mare nevoie de ajutor, și în forma în care tu vei avea nevoie. Iar cea mai mare parte a cinstii, să știți că o păstează pentru veacul viitor. Uitați-vă, în Sfânta Scriptură veți rămâne uh, marcați de faptul că Dumnezeu, de exemplu, în Exod, nici măcar nu spune numele lui Faraon, Faraonului care domnea peste Egipt, în perioada în care evreii au fost izbăviți. În schimb, ne dă numele moașelor care asistau la nașterea evreilor. Adică în locul lui Dumnezeu, împăratul acela, faraon, care domnea peste un imperiu uriaș, nu valora cât valora cele două femei simple. În Sfânta Scriptură veți găsi, de exemplu, pe Omri, tatăl lui Hab. Istoria ne spune că a fost unul dintre cei mai puternici împărați lui din Israel, cu cele mai mari realizări. Știți cât îi dă Dumnezeu? Opt versete în care spune despre viața lui. Rest nu-l bagă în seamă. În schimb, însă ne dă detalii despre oameni de care Istoria n-a nimic. Pentru că Dumnezeu cinstește pe cei care îl cinstesc și disprețuiește pe cei care îl disprețuiesc. Cu această făgăduință, dragii mei, să avansăm înainte, să mergem înainte și în săptămâna care urmează prin evenimentele care ne așteaptă să știm că Dumnezeu ne va cinsti. Să-L cinstim cu toată inima, Domnul să ne ajute. Amin.